Temuta închisoare de la Râmnicu Sărat trebuie reabilitată urgent după ce acoperișul fostului penitenciar s-a prăbușit. Reprezentanții ai Guvernului și ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc au poposit ieri la Râmnicu Sărat în încercarea găsirii unor soluții de finanțare, astfel încât închisoarea Tăcerii să fie reabilitată și inclusă în circuitul turistic. Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului României, și Alexandra Toader, președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, au prezentat autorităților din Râmnicu Sărat planul pentru reabilitarea monumentului istoric. Este un demers pe care trebuie să-l susținem, acela de a ajunge în sfârșit ca închisoarea de la Râmnicu Sărat să fie restaurată. Mi s-a prezentat calendarul, așa cum astăzi Guvernul împreună cu Institutul îl gândesc. Și bineînțeles că și noi, ca și parteneri, vom veni cu contribuția nu financiară, ci cu susținere din alte perspective. Acoperișul fostei închisori s-a prăbușit în urmă cu câteva săptămâni, iar lucrările de refacere ar trebui urgentate. În urmă cu câteva săptămâni, acoperișul, mare parte din acoperișul închisorii s-a prăbușit. Sunt de altfel prea mulți ani în care inacțiunea, să spunem, a celor care gestionează această situație au dus aici, dar mă bucur că în sfârșit conducerile atât al Secretariatului General cât și al Institutului fac demersuri comune pentru ca în sfârșit închisoarea de la Râmnicu Sărat să fie restaurată. Închisoarea de la Râmnicu Sărat a fost înființată în octombrie 1901. După instalarea regimului comunist, aici au fost închiși o serie de membri ai partidelor politice, foști miniștri din guvernul Ioan Antonescu, precum și clerici greco-catolici și romano-catolici. Penitenciarul a fost închis oficial în aprilie 1963, iar supraviețuitorii au fost trimiși în alte închisori sau în domiciliu obligatoriu, sub atenta supraveghere a securității. Închisoarea a fost folosită ulterior ca depozit.